Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc o rețetă de medovic, nu ca cel care l-am eu, am medovic caramelizat, medovic clasic, care îl frământăm, care îl citorim și care îl coacem în cuptor, da? Vreau să vă arăt o altă metodă de medovic care se primește un tort foarte, foarte gustos, foarte moale. Deci, se topește în guriță. Ele toate, medovicurile, toate torturile sunt gustoase. Dar, părerea mea, această metodă de medovic care eu o să vă arăt acum, este cel mai gustos. Așa cred eu, nu știu de ce. Pentru că se primesc când se înmoaie tortul cu crema, da? Se înmoaie foile cu crema. Se topește, pur și simplu se topește în guriță. Deci, să trecem să vă arăt metoda aceasta de medovic cu lingura. Eu așa îi spun, medovic cu lingura. Să trecem la treabă, să vă arăt ce ingrediente avem nevoie și gramajul la ingrediente, astfel găsiți mai jos la acest video, la această rețetă. Acum să trecem la treabă. Așa, deci vom avea nevoie de unt, bicarbonat de sodiu, zahăr, făină, miere de albin, ouă. Toate grămajele la aceste ingrediente vor fi mai jos la acest video, da? Mai întâi de toate, ce facem noi? Dăm deoparte toate acestea și ne ocupăm de miere. Dragile mele, după cum ați alegeți mierea de albin, așa gust va avea tortul vostru și foile voastre pentru tort, da? La mine este miere naturală, miere de casă, miere gustoasă, aromată și foarte, foarte delicioasă, da? Deci, ok. Acum, peste miere, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Mai departe, acum noi n-am să folosim metoda cei la medovii care noi punem la foc, punem în cratiță la foc mierea cu bicarbonatul, după care punem untul și tot așa mai departe. Noi acum să folosim microundă. Cine nu are microundă, atunci deja, da, puteți să puneți la foc sau la baia de abur, da, să faceți chestia asta. Eu o să pun pentru o minută, mai întâi de toate, după care încă pentru 30 de secunde în microunde. Între timp, eu o să-mi tai untul și o să-l pun aici, așa să-l topesc. E că la mine s-a oprit, a trecut o minută jumate în microunde. Acum vă arăt ce s-a primit la noi. Până ce scoatem mierea, punem untul și-l topim. Iată, am scos mierea cu bicarbonatul, da? Uitați-vă, s-a făcut așa o spumă. Vedeți? Încă așa. Acum așteptăm untul să se topească și îl adăugăm aici. Dacă doriți să fie culoarea mai închisă, mai puneți pentru o minută la microundă. Eu am mai pus-o pentru o minută, vedeți? Și ia că acum s-a făcut. S-a făcut culoarea mai închisă. Încă așa. Cred că se vede, da? Acum vom adăuga untul. Untul să fie 82 întreg și 5 grăsime. Acum vom adăuga zahărul. Și amestecăm bine până se topește untul. Iar că așa culoare are. Da? Vrați o culoare mai închisă, atunci mai puneți. Tot atâta timp cât doriți voi culoarea să fie mai închisă, voi îl puneți la microundă și îl mai încălziți, da? Dar aveți în vedere că crește, da? Să înfoaie toată compoziția aceasta și să nu curgă în afara bolului. Puteți să puneți câte 30 de secunde, după care amestecați iarăși 30 de secunde și tot așa mai departe. Dar culoarea aceasta este perfectă, nu trebuie mai închisă, da?
După ce stopești zahărul, lăsăm compoziția aceasta să se răcească, pentru că este fierbinte. Și dacă atunci să puneți ouăle aici, în compoziția fierbinte, a să vă sprimească scrob, ou prăjite cu gust de medovic. Apropo, am uitat să menționez că untul tot trebuie să fie un unt foarte gustos, gras și gustos. Pentru că dacă spuneți margarină, vă dați seama că margarinul e margarin și untul este unt. Iar că eu acum am făcut tot asta, am amestecat cu untul, cu mierea, cu bicarbonatul și cu zahărul, are un miros extraordinar. În primul rând, el foarte tare miroase a mierii. Dacă voi să alegeți o miere gustoasă, atunci și tortul vostru, cum am mai menționat, a să fie gustos și aromat. Și eu aici n-am făcut o porție, da? Eu nu vă dau pentru doar o porție. Aici sunt 3 porții. Adică să aveți în vedere, pentru că eu fac mai multe, că mie îmi trebuie 3 torturi și toate vor fi medovic de asta și îmi trebuie mai multă compoziție. Făina eu voi adăuga-o cu lingura, pentru că nu toți aveți cântar, da, de bucătărie, să o cântăriți. De asta eu am decis în rețeta aceasta să adaug făina cu lingura. Deci, mierea de albine, cum să o cântăriți fără cântar? La mine undeva eu așa am cântărit, la mine ies 2 linguri, ies în jur la 110 grame de miere de albine, adică 2 linguri mari. Așa, la mine s-a răcorit, da? E ca așa compoziție, s-a primit. Așa. Acum încetul cu încetul voi turna ouăle peste compoziție și voi amesteca, da? Când punem ouăle, culoarea se schimbă, da? Vedeți, s-a făcut culoarea mai închisă puțin. Așa. Acum vom adăuga făină. Eu o lingură mare. Așa, eu făină. Și pun. Ia că în așa fel pun făină. O lingură. 2. Vedeți că e cu vârf. 3, 4, până ce punem 4, după care să vedem, da? Cât va merge. Încorporăm bine. Așa, mai trebuie. Iarăși punem 1, 2, 3, 4. În total sunt 8. Țineți minte. Așa, după 8 mai trebuie. Vedeți că este subțire. Așa, mi s-a stâns video. Am mai pus încă 4. În total sunt 12 linguri. Amestecăm bine. Și cred că la este 12 linguri, a să ne oprim. Acum să vedem. Așa. Îmi pare că mai trebuie, înseamnă că mai punem 2 linguri. 1, 2. A să fie 14 în total. Dar voi aveți în vedere că ouăle, mierea sunt, mierea poate fi mai subțire, adică mai lichide, ouăle pot fi mai mici, pot fi mai mari, de exemplu la mine sunt ouăle cele mai mari, da? Le-am luat mărimea mare,
Voi tot asta puneți câte patru linguri amestecați și eu o să vă arăt ce consistență trebuie să aibă aluatul. Așa, eu am rămas la 14 linguri de făină. Și ea ca consistența la aluat cum trebuie să fie, vedeți? Când curge, să rămână așa urme de la aluat, vedeți? E că așa trebuie să fie și la voi. Să aveți în vedere chestia asta. Gata. Așa, mai departe, aprindem cuptorul, îl punem să încălzească la 195 de grade, cu ventilație, să fie cu ventilator, da? Și acum vom forma foile noastre. Dacă aveți așa covorașă, da, este super. Dacă nu, este bine și hârtia de copt. Eu voi face foile de 23 de centimetri, da? Așa, am pus cercul, am așa cerc, l-am pus pe covorașul acesta, acum vom pune aluat. Așa, deci eu voi pune două linguri de aluat. Așa. Stați ca să iau așa, să nu curgă. Nu știu ce se întâmplă la mine cu telefonul. Dacă vreți să fie foile mai groase, puneți 3 linguri sau 4. Dar dacă vreți să fie subțirele, atunci puneți două linguri cum o fac și eu, da? Uite așa, le întindem bine. După care eu fac așa ea, ca să fie așa. Așa. Ele să primească foarte, foarte, foarte subțiri. Și va fi un medovic care să topească în guriță, fără să-l mesticați. Așa, ia că așa am făcut. Acum luăm cercul, ia cât așa. Și o dăm foaia aceasta, vedeți că este subțărică. O dăm la cuptorul prea încălzit la 195 de grade. Nu, pe minunte nu vă pot spune că eu mă uit la ochi. Dacă am văzut oxorul minit, eu am scos și am pus alta. Noi luăm alt covoraș și punem și mai facem o foaie. O foaie coaptă o scoatem, alta o punem, alta o scoatem și ia ca așa până și terminăm toată compoziția noastră. Încă mai făcut o foaie. Deci la foaia aceasta am pus tot două linguri, dar două linguri așa, mai le-am luat așa, mai măricele și-am pus. Dar tot a să fie foarte subțire. Luăm foaia, o punem pe tavă și o dăm la cuptor. Iată, prima foaie este gata. Uitați-vă cum s-a copt. Da? E că așa arată. Uitați-vă. Deci vreau să vă spun, nu undeva 3 minute, dar nici 3 minute mai timp că nu a stat în cuptor. Așa, o facem așa ea și îi ridicăm covorașul. Ia că așa. Uitați-vă ce foaie, vedeți? Că este transparentă, se vede, da? Ia că așa foaie, foi trebuie să vă primească și vouă și veți fi mulțumiți de rezultatul la tortul vostru care să-l pregătiți. Să aveți în vedere că foile acestea sunt foarte, foarte gingășe. Ele când se întăresc, ele se încep a crăpa, a rupe. Trebuie să fiți foarte atenți cu dânsele. Ca un boss de aur. Covorașul nu trebuie să-l spălați, pur și simplu luați și îl ștergeți, ia ca așa iană, ia ca așa, și puneți alt foaie faceți. Încă așa, dați-o dau mai aproape și să vă arăt cum fac eu tot chestia asta. Ia ca așa, înșurăm bine, întindem, adică, da? Dacă ați faci o lingură așa, mai luați o lingură mai simplă, mai subțirică și îndoieți-o. Eu lingura asta o folosesc și când pun cremă pe tort, când este în formă tortul, da, îl strâng în cerc, tot așa cerc, tot îmi vine foarte, foarte ușor să întind cremă. Iată și a doua foaie. Deci vreau să vă spun că, după cum am spus, foaia aceasta a fost mai grosuță. Totuși se privede, dar nu chiar așa de bine, da?
dar tot este foarte subțire, da? Da, e ca așa. Încă așa. Luăm și o punem peste această foiță. E ca așa ea. Deci, fetițele, ia că am făcut foițele. E ca așa arată foile. Am și rotunde și în formă de inimioară, da? E ca așa. Aceste de inimă arată. Și iată aceste de rotunde, da? Încă așa arată. Puteți, dacă le lăsați, ia că vedeți și de frage, de că ele se fărâmă, dacă le învârtești, le șești. Puteți să le lăsați usul ce bine și atunci nu o să aveți nevoie să puneți hârtiuți printre ele. Dar na, mai bine să puneți ca să nu se lipească, asta știți cum. Ia că așa foi mi s-a primit mie. Vedeți? Cam asta e. Asta este finalul rețetei noastre. Eu vă doresc numai bine, sănătate și spor la lucru. Pa, pa!